Pastor Ionel Florin. Prezent. Pastor Adrian. Bine. Bine. Băștii Vasile. Prezent. Evanghelist Gheorghe. Prezent. Petica Gheorghe. Prezent. Flom Liviu. Prezent. Flom Sorin. Prezent. Șafarul Constantin. Prezent. Răuțoi Ion Cal. Da. Voicu Florin. Prezent. Voicu Petre Adrian. Prezent. Vânea Constantin. Chivorie de la Sătesc. Are un examen la școală, nu știu. Chivor Jean. Este. Sfânta sa. Vedem. Deci aia cum ați. Da? Da. Dacă aveți o stăgată, așa cum ați mai după acestui verbal. Mă spun. Îmi spune la urmă cine este pe amin. Da. Pentru că mandatul domnului Voinea Constantin s-a terminat luna trecută. În luna asta trebuie să, pentru 3 luni, trebuie să avem un nou președinte de ședință. Și propuneri. Domnul Mopsorin, dacă ne trebuie. Propun pe domnul Toștic Vasile. În anul școlar 2022-2023. 2. Proiect de hotărâre privind măsurile de ce se impun afirmate pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2023-2024. Punct 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local pe trimestrul 2-2023. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în fața PNH, ai obiectivul de investiție în alimentare cu gaze naturale a Comunii Cotofănesc, Arburca, Borșani, județul Bacău. Necesară întocmirii actului adițional numărul 1 la contractul de finanțare numărul 554 din 13.05.05.2021. Cu autoritate de management pentru programul POIM 2014-2020. Creșterea gradului de interconectare a sistemului național de transport a gazelor naturale cu alte state vecine. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute gratuite asupra unei suprafațe de 1 metru pătrat teren proprietate publică a Comunii în favoarea secerii de gaz Gliț-Iesa. 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unei auto speciale pentru stingerea incendiilor de către UAC Cotofănești. 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023. 8. Proiect de hotărâre privind notificarea HIL numărul 6 din 2023 privind utilizarea accidentului bugetar din anul 2022 în anul 2023. Și 9. Probleme diverse. Dacă vă sunt și altă propunere, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Abține? Bun. Raport privind starea învățământului în anul școlar 2022-2023. Domnul Baciu. Îl prezint eu, cred. Da, întreaga activitate instructivă educativă de școala județeană Cotofănești și structurile sale sunt desfășurate respectând cerințele educației naționale, legea 1/2011, amendând politica aplicată de educație națională, a regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
precum și a recomandărilor venite din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău și administrației publice locale. Ca resurse umane se poate afirma că a fost asigurată eficientizarea resurselor prin repartizarea de personal didactic calificat titular la majoritatea disciplinelor. Astfel, la începutul anului școlar 2022-2023, în care cadrul personal didactic a fost următoare. Educatoare, 6 cadre didactice, din care 3 cu definitivat, 2 gradul 2 și 1 gradul 1. Învățători, instructori, profesori pentru învățătorul primar, 13, din care 4 cu definitivat, 2 cu gradul 2, 7 cu gradul 1. Profesori, 16, din care avem 2 debutanți, 3 cu definitivat, 4 gradul 2, 6 gradul 1 și un necalificat pe limba română. Aici nu este niciun calificat la numele de județ. Încadrarea cu personal didactic auxiliar, secretar o normă, bibliotecar 0,25 norme, contabil 0,5 norme. Încadrarea cu personal nedidactic, la școala primară Tămășoaia avem 0,75 norme de îngrijitor, la școala primară Bâlca avem o normă de îngrijitor și o normă de fotist, la școala gimnazială Cotofănești, 2 norme de îngrijitor, 2 norme de fochist, pentru toată comuna o normă de muncitor calificat și o normă de șofer auto. În continuare s-a realizat schema de încadrare, s-a realizat încadrarea personalului didactic calificat, s-a popularizat metodologia mișcării personalului didactic, s-a asigurat derularea în bune condiții a programelor rechizite școlare gratuite și cor și lapte, s-a asigurat negocierea soluționarea tuturor situațiilor care ar fi putut genera conflicte, acestea fiind soluționate în interesul noastră. Linia de curriculum. Pentru implementarea curriculumului național în conformitate cu planurile cadru, programele școlare și curriculul la decizia școlii, s-au asigurat programele școlare și manualele necesare, s-au verificat și avizat planificările, s-a elaborat planul managerial anual și semestrial, s-a asigurat funcționarea comisiilor și catedrelor din școală, s-a monitorizat activitatea extracurriculară, s-a asigurat în bună desfășurare valorilor naționale de lor de clasă a 8-a din școală. S-a monitorizat completarea corectă și la timp a documentelor școlare. S-a asigurat arhivarea și păstrarea documentelor. S-a realizat fișa postului pentru tot personalul școlii. S-a asigurat consultații pe probleme de curriculum. În luna iulie am încheiat anul școlar 2022-2023 cu următoare rezultate. Pentru învățământul primar, elevi înscriși la începutul anului școlar 280, elevi rămași înscriși la sfârșitul anului școlar 269, elevi promovați 252 cu un procent de promovitate de 93,68%, elevi cu situația școlară neîncheiată, situație de abandon 12, elevi neșcolarizați, cei de la clasa pregătitoare care nu s-au prezentat la școală 5. La învățământul gimnazial, elevi înscriși 182 la începutul anului școlar, elevi rămași înscriși la începutul anului școlar 175, elevi promovați 145, procent de promovitate de 82,86%. Elevi cu situație școlară neîncheiată, situație de abandon școlar 16, elevi repetenți 14. Activitățile de pregătire suplimentară a elevilor s-au desfășurat atât la ciclul primar cât și la ciclul gimnazial. Trebuie ridicat un semnal de alarmă, care ridicăm în fiecare an, privind scăderea populației școlare la nivelul comunei cu pregătirile cu precădere în satele Borșan și Coțofănești, precum și creșterea ratei de abandon școlar în rândul elevilor. În satele Bâlca și Tămășoaia sunt copii, dar nu avem spațiu suficient. Acum domnul primar știe că la școala Bâlca, deja de anul trecut, funcționăm cu clasa 4, învață după amiaza, dar este prins în program pentru extindere, iar la Tămășoaia este tot așa program pentru grădiniță nouă, asta fiind problemele care sunt. Ca puncte slabe în activitatea noastră, enumerăm absenteismul și abandonul școlar în prindere a elevilor rom. Acest fapt realizându-se în rândul elevilor de la 1-4 de la școala primară Bâlca și a elevilor de la clasele 5-8 de la școala gimnazială Coțofănești. Rezultatele la evaluarea națională, din totalul de 31 de elevi înscriși la clasa 8-a, la începutul anului școlar, 3 elevi au plecat în străinătate în timpul anului școlar, 19 elevi au promovat, 2 elevi sunt corigenți, 4 elevi repetenți, iar 2 elevi sunt în situația de abandon școlar, adică n-au frecventat deloc cursul din clasa 8-a. Astfel, cei 19 elevi promovați au fost înscriși la examenul de evaluare națională. Anul acesta, la evaluare națională au venit 6 elevi de la Comuna Urecheș, pentru că, conform legii, dacă la o școală cu personal juridic sunt mai puțin de 10 elevi la clasa 8-a,
ei trebuie să fie arondați la unitate școlară cea mai apropiată și elevii acolo vor susține. Așa că anul ăsta, la evaluarea națională, am avut 25 de elevi, în care 19 de la Cotofănești, 6 de la Orechești. Deci, cum vă spuneam, că populația școlară în scădere nu numai la noi la Cotofănești, ci este o problemă generală și mai ales în mediul rural. Prezența elevilor în Egiptul. Cât au avut? Păi acum, deci, da, deci 5. 5? 5 au luat? Da, da. Dar din acestea 5? La Cotofănești au luat 5. De la Cotofănești 5, deci 5, nu din toți. Da, da, nu la Orechești. Deci de 16 elevi. Au luat 5 la Cotofănești. 5 au luat la Cotofănești, pentru că 2, 3 nu s-au prezentat la evaluare națională, l-au absentat. Ori la o probă, ori l-au absentat la cealaltă probă și atunci lor nu se poate face media. Și din cei 9 de la Orechești, câți? 6. Din cei 6 de la Orechești, 2 au luat. Clar, înseamnă că tot bravo. Cam acolo. Da. Deci la noi avem procentul de promenătate a fost de 31,25%. Deci din 150 ceva de școli, noi suntem undeva pe la 120. Deci mai sunt școli unde procentul de promenătate este zero. Deci vă spun școli la fel care sunt la noi cu copii de etnie romă. Peste 80% cum avem noi, unde au procent zero din promenătate. Asta ar trebui să ne facă să simțim bine. Păi din cei 5 care au luat, avem două fete de etnie romă care au luat. Pentru că deci din cei 19 au fost 4 români și 15 de etnie romă la clasa 8-a. Deci au luat, avem și două fete care au luat evaluarea. Ei s-au declarat de etnie romă? Sau? Pentru că am înțeles că nu prea no, ei nu prea se declară cât sunt elevi, dar, de exemplu, asta am fost la Forțele de Muncă, tot pentru un program a doua șansă, și a întrebat doamna directoare la Forțele de Muncă, sunteți romi? Ici că nu, suntem țigani. Deci, da, doamna a zis, nu vreau să vă jignesc. Da, și zis, nu. Da. Și a zis, haide, scrieți rom acolo și nu. Deci, în funcție de probleme, se declară sau nu se declară. Singurile chestii bune, favorabile, ca să cu ghilimele de rigoare, sunt că sunt doi cetățeni țigani care au luat ceea ce e bine. Exact, așa. Da. Și dar faptul că la Orechești, cei de Orechești au avut o scor mai mic la... Iar la Bâlca, știm toți care e colorat, la Bâlca, jumătate se declară. Dar la Tămășoaia niciun. Spre exemplu... Tămășoaia s-au declarat la PPDD-ul atunci tot ce... Legea învățământului... Da, tractori. Este domnul Florin. Legea învățământului, pur și simplu, dacă se declară rom, are locurile lor speciale. Da. Fii liceale, fii universitare... Au câte două locuri. Da, nu, au două locuri. Da, domnule, dar la acele locuri intră să mai contează media. Ea pune un medie mai bun. Da, îi avantajează. Îi avantajează. Și la noi. Noi avem, se predă limba maternă romanică, dar numai la Bâlca și la două clase la gimnare. La Tămășoaia nici n-au pus audă. 10 ani m-am chinuit. Au zis că nu, noi nu suntem vorbitori de limbă. Ei nu sunt. La Tămășoaia? Pentru că cei de la Bâlca sunt vorbitori de limbă. Nu știu, nici ăștia nu vorbesc. Nici ei nu vorbesc. La ei e urmată de dialectă. Munci. În anul ăsta vreau să vă spun că a fost... un băiat care l-am avut elev, Ipor Sebastian, care terminat, au luat și liceul. Da, și s-a prezentat prea târziu, dar la anul sigur va veni să predea limba romanii. Și eu am zis, va fi un câștig pentru comună, adică să vadă că se poate și din rândul lor să ajungă. Ăla e peste mulți români, mulți. Deci, eu l-am avut la matematică, că spun sincer, sclipea la matematică. Și era ceva nativ, nu? Acum știm toți ce condiții au acasă. Ala ia, repartiția pe categorii de medii, deci din cei 16, avem 11 cu note sub 5, 4 cu note între 6 și 7, 1 cu note între 7 și 8. După examenul de corigență, din cei 28 de elevi care au rămas 13 plecați în străinătate, 24 au promovat clasa 8-a, iar din aceștia, 4 s-au înscris la liceu și 20 s-au înscris la școala profesională. Deci anul acesta nu avem niciun elev dintre absolvenții de clasa 8-a, în afară de cei care sunt repetenți,
care să spunem că nu este înscris la o formă de învățământ, să continue învățământul. Deci avem 4 la liceu și 20 la școală profesională. Ceea ce niciodată n-am avut așa. Până acum aveam o grămadă de părinți care dădeau și semnau că refuză să-și dea copilul în parte. Aici zic că totuși să sperăm că și la anul voi vedea cu aceleași cifre să nu avem niciunul care refuză să meargă mai departe. Considerăm că în cazul elevilor cu rezultate slabe și faptul că au refuzat să-și înscrie copiii într-o altă formă de învățământ, există un cumul de factori, lipsurile materiale pentru traiul zilnic, lipsa locurilor de muncă pe plan local, 90% dintre părinții elevilor au cel mult studii medii, 80% școlare sunt dietetici. Plecarea elevilor români la finalul clasei a 4 la școli și liceele din Onești sau din Ațiu. Absențele părinților de la lectoratele cu părinților, informarea acestea făcându-se înscris și prin deplasarea la domiciliu acestora. Resurse financiare și materiale. Am elaborat împreună cu compartimentul financiar contabil al primăriei proiectul de buget al unității școlare. M-am preocupat de asigurarea condițiilor de confort necesare pentru activitățile didactice. M-am preocupat de rularea în condiții corecte și la terminul programelor de dotare a unității școlare cu materiale sportive, cărți pentru bibliotecă, materiale pentru laborator, mobilier pentru grădiniță. Aici trebuie spus că anul acesta a fost, noi implementăm deja din septembrie anul trecut un proiect PNRR, chiar prin PNRR, pentru reducerea abandonului școlar, care în termen de 3 ani de zile a avut o finanțare de aproape 200 de mii de euro, 9 miliarde și ceva în lei vechi. Acum finalizăm în, la sfârșitul lunii septembrie primul an de implementare și mai avem 2. Și știu că la nivel de primărie a fost făcut un proiect privind dotarea tuturor sălilor de clase cu mobilier, cu table interactive și știu că proiectul deja este câștigat, urmând ca să derula mai departe toate celelalte probleme. M-am preocupat de igienizarea spațiilor școlare prin lucrări de văruire și vopsire. În lunile iulie și august au fost realizate lucrări de reparații curente și igienizare în proporție de 100%. În ziua de 18 august s-au realizat lucrările de dezinsecție, de reatizare și de parazitare la toate școlile din comună. S-au curățat coșurile sobrilor și coșurile de la centralele pe lemne, stingătoarele au fost verificate și cele care nu mai corespundeau au fost înlocuite. La școlile din satele Bălca și Tămășoaia s-au verificat și reparat toate sobele. S-au adus și tăiat lemne la toate școlile din comună. Privind dotarea cu manuale școlare, am primit manuale noi pentru clasa 1 și clasa 6-a. Avem manuale noi, în proporție de 100%, de la editurile care le-au avut deja publicate. Astăzi deja am primit mesaj, trebuie să ajung la ISJ la depozit de manuale. Mai avem de ridicat vreo 500 de manuale, exact pentru clasa 6-a, că au venit de la celelalte edituri care nu terminaseră tipăriturile înainte. La celelalte clasă avem manuale noi în proporție de 10-15% conform legii retipăriri, completare la manualele deja existente. Activitatea educativă școlară și socio-școlară s-a desfășurat în mod deosebit la orele de consiliere, având în vedere și prin diverse alte activități. Trebuie remarcată implicarea sprijinului permanent al domnului primar pentru rezolvarea tuturor problemelor școlii. Domnul primar de față, toți domnii consilieri sunt aici, știu că întotdeauna când am o problemă, am găsit deschidere la primărie și chiar am fost sprijiniți în toate problemele care le-am avut. Acesta este raportul privind starea învățământului. Dar ce mai spuneți și punctul 2, care sunt proiect de hotărâri pentru desfășurarea anului de învățământ 2023-2024. Și avem la punctul 1. Până pe data 10 septembrie 2023 se vor finaliza lucrările de reparație la toate școlile de pe raza Comunei Coțofănești. La punctul 2. Până pe data 10 septembrie 2023 școlile vor fi aprovizionate cu materiale didactice necesare de desfășurarea procesului de învățământ. Articol 3. Până pe data de 15 septembrie 2023 vor fi aprovizionate școlile cu lemne de foc, vor fi tăiate și depozitate în magazin, ceea ce s-a și făcut. Trebuie să tăiate parte din ea.
Articolul 4. Se va acționa pentru obținerea fonduri bănești pentru executarea lucrării de reparație la șarpantele celor două corturi, școală B și C, corturi fănești. Articolul 5. Se va demara procedura pentru obținerea finanțării pentru construire grădiniță nouă în satul Tămășoaia. Articolul 6. Se va demara lucrările de construcție, extindere spațiul școlar la școala clasă 1-4, Bălcan. Articolul 7. Se vor demara lucrări pentru construirea gard metalic împrejmuitor la școala Borșan. Articolul 8. Se vor face demersuri pentru construire sală sport școlară pe lângă școala generală clasele 1-8, Cursu-Hănești. Articolul 9. Se va conserva școala generală Borșan și se vor utiliza spațiile în alte scopuri de interes local. Articolul 10. Se vor aloca bani pentru sărbătorile pomului de iarnă. Articolul 11. Se vor aloca fonduri bănești pentru achiziționarea de tablete pentru elevi. Da? Tablete, pardon, tablete. Articolul 12. Tablete. Articolul prin grijă secretarului. Aceste materiale vor fi înaintate cu directorul Județului Bacău. Vor fi depuse la afișaj și vor fi direcționate de către domnul director și persoanele interesate. Da, cu aceste fiind zise, eu vreau să vă spun că vă cuvinte în ceea ce vreți să produce procesul de învățământ pe raza Bănuiei Cotocănești. Nu cred că este om în țara asta, cu capul pe lumea, care să nu se gândească la ceea ce va veni în locul nostru. Deci, școala produce oameni care ne vor înlocui pe noi. Generația care va veni și ne va... Gândesc că peste 10-15 luni de ani, aceste locuri vor fi ocupate de aceste generații care le educați dumneavoastră sistemul de învățământ. Eu vreau să spun că n-aș putea spune este grav, dar este trist ce se întâmplă în sistemul de învățământ. Și acum n-am să... dau exemplu la Cotocănești, la Cotocănești se întâmplă așa. Sistemul de învățământ de România, la general vorbind, este de proastă calitate. Și când spun de proastă calitate, mă iau numai pe acele examene. Din 16 să promoveze numai 5 examenul de evaluare națională. Din 6 de la ce numai 2. Deci iată că avem o comparație de ce era Cotocănești, ce era Urechism. Adică, ce mi-e geam, ce mi-e fereastră, e cam același lucru se întâmplă cam în toate școlile din România. Lucrurile sunt scăpate sub control. În primul rând că acest sistem de învățământ a fost bulversat în ceea ce privește schimbările pe care le-au făcut în cei 30 de ani de Revoluție. Noi avem un sistem de învățământ destul de performant. Și în întâmplător, aveam toți copiii pe la olimpiade internaționale, le cam furam pe aceste locurile 1, 2 și 3. Sau măcar un loc din cele 3. Iată că la ora actuală nu ne mai putem mândri cu așa ceva, nu ne mai putem lăuda cu așa ceva, pentru că lucrurile s-au schimbat în rău, de păcate. Și e grav. Și e grav pentru că, repet, sunt cei care ne vor lua locurile noastre, instituții publice, primării, școli, poliție, sănătate, în toate domeniile. Fraților, dacă vin asemenea generații, ca să nu spun needucate, necitite, sau știu eu, nu știu cum să-i numesc asta, nu folosesc un cuvânt care să jignească. Adică prost pregătite, vreau să zic așa. E cel mai bine. Prost pregătite, țara asta nu-i văd un viitor prea strălucit. Adică faptul că dacă nu ai de la școală, dacă școala nu produce materie primă de bună calitate, automat în toate domeniile lucrurile vor sta prost. Pentru că așa se va întâmpla. Și aici zic eu că devin mai mult sfaturi. În primul rând, părinții acasă. A doua problemă este școala. Școala în sine, în ansamblu de ei. Nu mai e școala care a fost, pe care o știam și pe care am făcut-o noi. E o școală aproape că a devenit opțională. Nici calitatea cadrului didactic, îmi pare rău să o spun, nu mai are aceeași cotă, ca să zic. Lucrurile stau prost.
dacă în continuare părinții nu se vor implica, profesorii nu se vor implica și cei din decidenții din cadrul Guvernului, din Ministerul, Ministerul Învățământului, nu vor căuta să aducă, să pregătească cadre de calitate, nu mă mir ca peste câțiva ani de zile să nu ia nimeni în examenul de evaluare de capacitate. Adică o să fie o normalitate. Ce e anormal în zilele de azi, e cam normal, ajunge la normalitate. Lucru care nu trebuie să ne pună pe gânduri și guvernanții noștri, decidenții noștri, trebuie să ia niște măsuri cât se poate de urgente, cel puțin pe sistemul de învățământ, că de aici pleacă, de aici e reacția în lanț. De aici dau în toate domeniile, dau oameni care trebuie să fie pregătiți. Dacă nu sunt pregătiți, automat și actul lor, că e medicat, că e în agricultură, că e în nu știu ce domeniu, că e în construcție, va fi de toată calitate. Acum eu spun că profesorii trebuie mai mult implicați, că părinții, până la urmă, trebuie să educe copilul să meargă la școală, să aibă un comportament credincios. Să nu întâlnim cazuri de droguri din clasele 6, 7, 8, sau știu eu, de țigări pe holuri și așa mai departe, dar părinții trebuie să-i educe. Cam din clasa a patra, părinții nu poate să nu mai ajută din punct de vedere școlar, vorbesc. Pentru că programa școlară nu se mai potrivește cu cea cu care au părinții. Clar. Chiar dacă vrei să-l ajuți, e greu de asta. Dar profesorul ar trebui un pic mai apăsat să se pune pe aceste probleme. Și eu zic că e mai ușor să previi decât să vindeci. Eu mi-am luat aminte și nu mi-o luați în nume de rău, nu sunt din ăsta nostalgic. Eu mi-am luat domnul Scălet și îl cunoașteți aproape toți de aici. Când dimineața de la gară, de noi nu aveam mașină, veneam la gară și se duceau prin cartierul de Ron, cum îi zicea acum Ron, și îi lua pe fiecare și îi ducea la școală. Nu era abandon școlar. Îi ducea la școală de mânuță. Domnul Scălet, domnul director clasei, domnul Ivancescu, poate să ne spună. Dar și dumneavoastră ați lucrat cu domnul Scălet. Așa. El le cumpăra caiete. Nero Mucanu, Dumnezeu să-i dea sănătate. Cumpăra caiete, creioane, le cumpăra. Fraților, un timp mai multă implicare din partea cadrelor. Eu zic după mine că, și iar repet cu lotul, prevenția este mai bună decât urmarea de a repara. Mai multă implicare, cred că nu a stricat și nu strică. Uitați, eu mă uit și în jur și e normal să te uiți în jur. Și e normal să te uiți în jur și să alegi aspectele pozitive. Mă uit la Căiuț. Nu fac. Eu nu vreau să dau cu barda în școală de la Coțofană, și așa de la weekend, da. Mă uit la Căiuță. Fata asta, cinste ei și felicitări că e din Coțofanești, care este director acolo. Băi, fraților, au făcut. Se răbări de sfârșit de anul școlar. Au făcut Ziua Unirii. Au făcut Ziua Națională. Au făcut excursii. Au făcut fel de fel de activități. Și dacă nu credeți, uitați-vă pe Facebook. Pe rețeaua de socializare. Aici la Coțofănești abia s-a așteptat să vină pandemia, să nu se mai facă nici serbări de sfârșit de anul școlar. Nu se mai fac. Abia așteptat. Și atunci era o corvadă pe dumnealor ca primarul să le spună să facă serbări de sfârșit de anul școlar. Bă, fraților, dar sunt atâtea zile. Am fost la Ziua Eroilor și n-am avut copii la Ziua Eroilor. Nu-i mare rușine. Adică, sunt câteva zile pe care școala trebuie să se implice, fraților, pentru că implicarea școlii îi formează pe oamenii ăștia. Le cultivă o anumită conștiință, dacă vrei, sau în conștiință le cultivă ceva. Păi, faci serbare, faci și de la 1 ianuarie încoace, faci pe 24, ieși și faci o oră în lire, nu, 10 minute, un sfert de ori și o faci în fața școlii, dacă nu o faci în fața primăriei, unde avem monumentul eroilor. Dar vine ziua de, vine 24 ianuarie, da, Ziua Unirii, vine apoi Ziua Femeii, 8 martie, după care vine Ziua Înălțării Eroilor, după care vine serbarea de sfârșit de an, după care am mai notat-o aici. Ziua Copilului. Ziua Copilului, exact. Când făceam la terenul de sport, aveam competiții sportive și în care dădeam premii. Prin primăria se implica. Deci eu vreau să văd inițiativa școlii și primăria se implice. Nu trebuie să tragem noi, băi, nu ne dați niște copii că facem noi Ziua Eroilor. Adică, dumneavoastră să veniți către noi și noi către dumneavoastră. Noi trebuie să fim într-o simbioză perfectă.
ca lucrurile să meargă bine. Nu mai spun despre educația copiilor sau, știu, de comportamentul elevilor în timpul lor de, în timpul, în timpul recreațiilor sau au pauzelor dintre ore. E ce acolo e vai mamă. Nu pot să vă închipuiți. Și nu zic că se întâmplă lucrul ăsta, am dat la Coțofănești. Eu am dat un exemplu, nu știu ce se întâmplă noi, am dat un exemplu pozitiv de la Căiuț. Fata asta se implică în mod deosebit. Ai organizat excursii. Deci am spus toate zilele astea care am pornit, începând de la Ziua Unirii, Ziua Mamei, Eroi, Sărbători de Sfârșit de An și Ziua Copilului, au organizat și excursii, au făcut niște alte activități extrașcolare. Trebuie un pic oamenii ăștia adică, să vină cu suflet, să pună suflet în ceea ce fac și profesorii. Pentru că de la părinți să vă așteptați. Majoritatea sunt plecați pe afară, care-s plecați cu ziua, care-s plecați cu aia. Adică mai multă inițiativă. Și în ceea ce privește, ați văzut că ceea ce spunea dumneavoastră, domn director, noi colaborăm, nu că nu colaborăm, dumneavoastră un pic, să aveți un pic mâna mai foarte în ceea ce privește organizarea cadrelor didactice și a școlilor pe care le coordonați. Pentru că, slavă Domnului, Coțofănești, va avea materie primă, și aici mă refer la populație școlară. Va avea, deci la bârca numai în cap și ați văzut că este, noi am prins aici în proiectul de hotărâre extinderea spațiului școlar la clasele, la școala generală 1-4, bârca. Dar nu am făcut în acest an pentru faptul că avem un program european școala este băgată la antifonare, să vă spun la noi, este la pentru izolare termică. Și a trebuit să nu facem alte construcții, pentru că nu mai corespundea cu ceea ce am descris. Altfel făceam cele două sări de clasă. Acolo, slavă Dumnezeu, avem populație școlară, că vor fi nevoiți să învețe și pe clasă, după amiază, pe clasă. La Tămășoaia, iar din acolo, din valul, ceea ce discutam, acolo, Tămășoaia, școala este făcută perfectă, avem grădinițe, ceea ce am prins-o aici, este grădință, tot pe fonduri europene, care dacă vrea bunul Dumnezeu, la anul va fi grădință nouă, satul Tămășoaia. Școala este făcută perfect, școală cu pod, cu gard, cu tot ce trebuie acolo din împrejmuiri. Spațiile școlare sunt foarte bune. La Borșani, intrăm în conservare, avem la grădinița, dar conservăm acel spațiu, nu îl lăsăm de izbelește pentru faptul că nu se știe, mâine, poimâine, poate e nevoie, știe de acel spațiu. Avem cele două corpuri pe care le-am trecut. Odată e trecută schimbată în veritorii și după care reabilitarea. Reabilitare cu izolare termică, cu tot ce trebuie și avem sală de sport care să construim acolo, între școală și între școală și terenul de formă. Deci sală de sport. Noi avem viziune, nu numai cu avem, și punem în aplicare tot ce am spus până acum sunt făcute, o parte din ele nu se pune nefăcute. Sala de sport, consolidările, extinderea și grădinița, care vor prinde contur sau vor începe la anul și probabil că o parte din ele vor fi și finalizate. Adică în ceea ce mă privește, vreau neapărat cel puțin să fie terminat extinderea de la școala Bârca cu cele două sări de clasă și grădinița de la Tămășoaia, care sunt mai stringente, așa ca zic, de actualitate zero. Că celelalte școli sunt în picioare, nu cad jos, deocamdată nici corpul B, nici corpul C. Și sala de sport avem unde să mai facem și activitate. În ceea ce privește și curățenia aici, am spus și am avut o discuție. Nu-mi place exteriorul școlii, la niciuna. Au lăsat, toată lumea intră în concediu, bă, fraților, dar acolo cresc buriele cu nemiluita și cât gardul aproape. Nu chiar exagerez să-mi spun cât gardul, dar oricum e unul. Că cineva m-a oprit un moment și a zis dacă școala la Căsătorești nu e funcțională. Adică dacă v-am mai încerc. Și am zis da. Păi din ați vedeți în buria în spate, nu sunt. Dar zic, noi am făcut numai exterior. Exteriorul e făcut de noi cu cei de la 416. N-am intrat în urmă, că au și ei acolo de ale lor. Făcut acolo, grație profesoarei Văsioiu, Tatiana, au făcut acolo niște lucruri frumoase pe fața acolo. Dar lucrurile astea trebuie întreținute. Și oamenii ăștia la treabă. Doamne, iartă-mă, de asta iau salariu și de-aia... Eu zic, oamenii, că nu trebuie să privim lucrul ăsta, ceea ce spun eu, să le privim cu răutare. Să le privim ca și o chestie constructivă și să începem să facem lucruri cum trebuie să facem. Că altfel, nu va fi în regulă și nu va fi bine. Nu știu, adică... Eu vreau să cred că la anul situația școlară pe care o să ne prezentați,
în ceea ce privește anul școlar 2023-2024, va fi mai bună decât cea din situația asta 2022-2023. Dar am, cum să spun eu, semne de întrebare și suspiciuni în ceea ce privește acest proces. Eu zic, mai multă implicare. Autoritățile din celălalt, primăria care este prima, care e numărul 1, școala, biserica. Trebuie să formăm un tot unitar și să contribuim la pregătirea unei generații cu care să ne mândrim. Sau măcar de care să nu ne fie rușine. De generație, poate, de generație de care ne scoate. Nu știu, sper, nu vreau, nu e un afront împotriva dumneavoastră. Nu e nimeni. Eu am vorbit la general despre ce înseamnă școala la nivel de Comuna Hoțofănești. Și chiar la nivel național. Nu mă feresc de cuvinte. Nu e în regulă. Ce se întâmplă în lucru, nu e în regulă. Nu v-am mai spus de ce se întâmplă în licee, aia e treaba lor, nu avem noi învățământ liceală și relații cu oameni, dar au văzut ce se întâmplă cu drogurile, cu comportamentul copiilor, cu comportamentul față de profesori, de profesoare. Am văzut pe rețeaua socializare o profesoară umilită în ultimul an în sala de clasă. Nu se poate așa ceva. Am ajuns, s-a degradat, domnule, sistemul ăsta de... Nici nu știi ce să mai spui. Pui mâinile în cap. Doamne, democrația trebuie înțeleasă așa. Că ai niște drepturi pe care cei care trebuie să le respecte, în specie, guvernul, autorități publice locale, instituții, orice trebuie. Dar și tu ai niște obligații pe care trebuie să le asumi și să le însușești. Așa numai drepturi. Toată lumea la drepturi. Nene, hai un pic să vedem și dacă eu am dat ceva. Dau un exemplu la primul. Toată lumea a primit să-mi dai hârtia, să-mi dai hârtia. Și spun, mă, dar tu ai și de plătit ceva la primul. Până ai plătit gunoiul de atâta timp, nu ai plătit apa de atâta timp, nu ce plătit taxa pe mașină de atâta timp. Nu mă interesează, mi să-mi dai. Nu așa se întâmplă. Eu consider că nu așa. Ai drepturi, dar ai și obligații. Și atunci când tu îți respecti obligațiile și eu și așa trebuie să-ți respect drepturile tale. Dar respectă și obligațiile tale. Dar am drepturi. Nu să te condiționezi, dar măcar să-ți aduc aminte. Și nu să sări în sus că ți-aduc aminte că ești dator. Cam așa s-a înțeles democrația, că avem drepturi cât cuprinde, dar obligații le dăm la spate. Adică nu ne aduce la minte de ele. Nu e în regulă. Adică zic eu după mine că aveți tot sprijinul în ceea ce privește primăria Comunei Cuțiune și Consiliul Local în Cuțiune. Eu asum această spusă. Vezi tot sprijinul nostru, dar haideți să vedem și la dumneavoastră mai multă implicare, mai multă bunăvoință și mai multă mai multe activități școlare și extrascolare. Puneți copiii la fel, puneți copiii la învățat, puneți copiii să aibă ocupația, o ocupație la fel. Nu e bine și nu va fi bine în următorii ani. Pentru că n-am de pe am spus și mă repet că sunt cei care vorau locul nostru pe băncile astea, pe scaunele astea și de... Și atunci nu știu cumva ce administrativ vor mai putea face și ce hotărâri vor lua ca să meargă comuna bine. Da, eu mulțumesc. Cam atât am avut. Încă o dată, repet, nu îmi cer scuze. Adică nu vreau să fie luat această chestie. A avut din ceva cu directorul sau cu școala Hoțofănești. Nu. Eu am în ansamblu cu învățământul acesta. Și de un lucru pe care îl asum. Și noi, aveți perfect dreptate. Și noi, ca domnul primar și consilieri, ne-am implicat întotdeauna legat ce a fost legat de școală. Atât pentru construcții, pentru aprovizionare, pentru cadrul de sfârșit de an, toate astea. Spre exemplu, în vara asta, până ne-au făcut tabăra de vară cei de la cultul pentecostal, n-a fost nicio adunare de copii, așa să vezi, școli sau pe sate. Eu zic că ce a spus domnul primar e o chestie bună și benefică. Adică, domnule, haideți să fie o leacă și de implicare și de sprijin. Sunt sărbătorile astea naționale, care cât de cât ar trebui
puțin sprijin și din partea domnilor profesori, nu neapărat la dumneavoastră ca domnul director, dar ca profesor să organizezi o leagă în sprijin. Bă, sunt niște sărbători, să ne vin și străini care participă la monumentul de rău. Sunt care vin și fac povedere și pleacă înapoi și rămân dezamăgiți când vede că și așa populația e împuținată în unele localități. Eu am spus, sper că pe viitor să fie ceva... Eu vreau să fac o contactare, văd că am avut și acea acțiune pe 50 mai cu Asociația Mărești. Și am văzut pe frontispiciu căminocultorat, acea plată comemorativă, cu cei 105 ani de la înființarea societății, așa se numea atunci Mărești. Adică primăria, tot, că și noi am putea să sterp să ne încercăm în primărie. Nu mă împinge nimeni la spate, stau 4 ani de zile primar, fac ceva, nu fac, că la ne-am plecat. Nu. Trebuie să te implici cu toate, în toate domeniile. De la investiții și până la social, cultural, religios și așa mai departe. Acum facem demografie comună. Am făcut acea chestie, cei de la OSIP deschidere, noi n-am venit cu 10 elevi atunci când am făcut acel eveniment aici, cu Societatea Mărești. A fost un eveniment destul de amplu și bine organizat, cu grupă de parașutiști, cu elevi, militari, cu aia. Așa cu 10 ore, nu s-a mai îndrăznit. Și nu, adică, și lansăm monografia. În luna decembrie, ianuarie, facem monografia cu unii coțovănești. Vrem să facem aici un parc, un muzeu în aer liber, istoric. Am un proiect foarte îndrăzneț și nu va avea nimeni pe valea asta, nici Mărășeștiul, nici Mărășeștiul are închis. Nici Mărășeștiul, nici Urciul. Deci la Coțofănești va fi ceva deosebit. O să vă arăt, îmi pare eu că nu le-am la mine, o să arăt ceva de vis. Ceva de vis. Cu... Ar Dărmănești, așa ceva? Nu știu ce are Dărmănești, știu oriți. Ar Dărmănești va fi peste Dărmănești. Poate e mai bogat ăsta care au ei ceva. Este peste Dărmănești cu mult. Adică va fi, nu este. Este prăvârtie și va fi pusă. Adică mă interesează, dar că să stau liniște, nu împinge nimeni să fac muzeul mai. Nu mă împinge nimeni să fac nu știu ce. Dar faci lucru, că trebuie să dai, să miști comunitatea, să meargă. Dacă îmi permiteți să adaug o completare, în opinia mea ar fi trebuit elevii de la Coțofănești să participe, chiar dacă nu erau pregătiți cu activitate culturală pentru evenimentul ăsta de 50 de ani, care s-a ținut aici în față, pentru că era o lecție de istorie. Era o lecție de istorie pentru toți elevii 105. Din stașa, ai comunei Coțofănești. Era o lecție de... Era istoria practică a noastră, a localității. S-a vorbit despre Regina Maria, s-a vorbit despre primul război mondial. Era o lecție de istorie. Și o să fac o completare spunând și faptul că educația pornește cu cei 6 ani de acasă. 7. Eu am plecat la 6 ani la școală. Așa era atunci. Dar continuă cu școala, cu grădinița, școala generală și apoi fiecare, dacă mergem mai departe. La școală contează foarte mult decența profesorului. Un profesor, părerea mea este că dacă vine îmbrăcat, adecvat, ca un profesor, în costum, la cravată, eu vreau să spun, domnul profesor, e de față. Eu nu l-am văzut decât îmbrăcat la costum, decent, în fața elevului. Contează foarte mult. Eu cred că 20% te poți impune cu 20% mai mult dacă ești îmbrăcat decent, dacă vorbești frumos și dacă respecti elevul. Că, practic, îmbrăcându-te decent în fața elevului, arăți că îl respecti. Și elevul se simte obligat. Părintele elevului simte obligat când îl trimite la școală să-i spună copilului, tată, te duci în... Ești cu minte, te îmbraci frumos, nu faci prostii, pentru că profesorul are numai faptul că se îmbracă la costum și la cravată, îți impune să fii cu minte și să înveți carte. Nu bat, nu vreau să credeți că bat un apropo, dar asta e părerea mea. Eu am făcut școala în alte timpuri, nu sunt nostalgic după timpurile alea, dar am văzut profesorul pe timp de vară, cu cravata și cămașa și sacoul, scriind la tablă și predându-mi, chiar dacă era transpirat.
Ei, pe mine mă obliga, numai faptul că îl vedeam îmbrăcat așa, să am un comportament adecvat, să spun. Atât. Poți să fiu un cuvânt de încheiere? Adică după aia, putem. S-a spus că nu s-au făcut activități la școala Coțofănești. Vreau să spun că s-au făcut excursii la Bacău, la Piatra Neamț, la Salină, la Târgovna. Avem Târgu Mărțișoarelor. Am participat la concursul de șac, avem premii la concursul de șac cu organizația din Adjud, cu toate. Singura problemă care este că noi nu ne promovăm pe Facebook ca alte școli. Asta vreau să mă plecăz. Dar dacă vă uitați, școala primară aia are adresă de Facebook. Am să vi le aduc toate, să vă puteți conecta la ele, să vedeți poze și filmulețe de la excursiile organizate de școala primară Tămășoaia. Avem pagini de Facebook la școala Coțofănești și o să vedeți acolo inclusiv Târgul de Mărțișoare, care știți că de 3 ani de zile am primitat Târgul de Mărțișoare. O să vedeți excursiile care le facem la Salină, la Târgovna, la Piatra Neamț, făcute de către școală. Și merg cu 60-70 de copii, nu merg cu 10 copii. Deci, avem o grămadă de activități. Problema care este, nu ne promovăm pe Facebook. Sincer să spun, nici eu nu sunt adept la promovării în totalitate pe Facebook. În al doilea caz, că tot vorbim, haideți o leacă să ne uităm la calitatea părinților pe care îi avem, pentru că peste tot se spune că părintele e obligat să-și trimită copilul la școală. Dragilor, 80% elevii sunt de etnie romă. Ce părinți avem? Să veniți, vă invit la deschiderea anului școlar, să vedeți. Bărbați nu vedeți, dacă vedeți 2-3 bărbați, vin mamele și mamele numai, vin și numai te întreb dacă le dai ceva. Deci ăștia sunt părinții copiilor noștri. S-au mai spus de... Vă aduceți aminte când eram noi și eu, când eram elev, aveam uniforme. Acum nu mai există uniforme. Am încercat să implementez cămașa albă, nici nu s-a putut, ei n-au bani de cămăși. Eu chiar sprijin, aș sprijinu asta de inițiativă. Deci, să veniți, și s-a spus, dar să vedeți cum vin copiii aia la școală. Deci, a vorbi la modul ideal este foarte ușor. Haideți să vedem care este realitatea comunii Coțofănești. Să vedem ce copii avem. Să nu vă mai spun că sunt o grămadă. Cei mai buni copii, ori pleacă după grădiniță, nici nu mai fac clasa pregătitoare, ori cei mai buni copii, cum a trebuit clasa a patra, și-au luat părinții și-au dus, ori la Ajut, ori la Onești. Cu cine am rămas noi aici? Haideți să vedem că în Borșană de... N-avem romi, avem numai români. Să nasc 3 copii. Pe an. Să vă spun că la Borșan, din 12 care am avut la grădiniță, aveam 7 cu CES. Haideți să vedem și calitatea copiilor pe care îi avem. Și cei care sunt români și care sunt romi. Eu sunt, poate vă uitați urât la mine, eu sunt foarte mulțumit de rezultatele care le avem. Vă invit să vedeți că la mine 80% din copii au 5. 5 la română, 5 la matematică. Ce performanță pot să fac eu cu ei când eu mă chinui să le fac achizițiile de bază? Haideți să vedem la 1-4 că ei sunt cu S, suficient. Totul vine de acasă. Știm ce părinți avem acasă. Avem câțiva răsăriți cu dita mai căsoaile și restul știm ce condiții au de trai acasă. Sunt mulți care n-au scaune. Le-am văzut o masă mare de azi, 3-4 metri și n-au un scaun în casă. Și veniți să vă arăt caietele, că de multe ori învățătorii țin caietele la școală. Că dacă nu scăpa caietul acasă, nu mai vine. S-au împătat de mâncare. Asta e cruda realitate. Deci, eu sunt foarte mulțumit când văd procent de probabilitate. Nu pot să mă duc mai departe. Nu mă pot compara cu o școală de Orațiu, nicio formă. Care acum știm toți și toți am fost părinți. Unde se face pregătire din clasa 5, din clasa 5-a și tot gimnaziu și tot liceu.
La noi au luat 5 evaluare națională fără să facă o oră de pregătire particulară plătită. Implementăm acum programul ăsta la clasele a 7-a și a 8-a, le dau și apă minerală, le dau și 2 pachete de biscuiți în fiecare zi și au în fiecare zi oră de pregătire, ori română, ori matematică. Acum, de când începe școala, iarăși, deci încă 2 ani de acum încolo, i-a duc la școală. Și să vedeți, le dau apă și biscuiți și nici atunci nu vor să vină. Deci asta este realitatea comunii în care locuim. Acum știți și dumneavoastră ce fel de părinți avem și ce fel de elevi avem în școală. Ca vorbim la modul ideal, e foarte simplu și ușor. Îs implicat în proiectul ăsta. Noi am 2 proiecte pentru a doua șansă, pentru cei care n-au, avem în comună care n-au nici măcar o clasă. Și astăzi am fost la forțele de muncă, iarăși cu 2, ca să-i băgăm să facă, să-și facă măcar 4 clase prin programul de a doua șansă. Deci asta e realitatea cu care noi o confruntăm aici. Ăștia sunt părinții, ăștia sunt oamenii de la noi din comună. Ar fi foarte frumos să avem numai copii de 10 și să facem performanță. Și vă spun sincer, e foarte greu să ridici un copil de la 4 la 5 față să-l ridici de la 9 la 10. Pentru că cel care are, care e de nota 8 sau de nota 9 are baza deja făcută și e mult mai ușor să ridici față de la, de la nivelul 4 să-l ridici la nivelul, de nota 5. Iar subiectul de bagă un pic prea pădimat, adică într-un fel am vrut să le folez eu din supărările mele. Da, nu înseamnă că dumneavoastră v-ați recunoscut singurul. Ce mai din păcate suntem în epoca asta rețelelor de socializare. Vrem, nu vrem, ne folosim de ele, asta e, toată lumea apelează la ele. Uitați cum e la, aveți grupul buburăzilor la grădiniță, nu? Dar dumneavoastră, de ce nu faceți grupul... Dar e scurt. Grupul, da, grupul școlar, dar nu așa e. Dar avem grupul primar. Pe grup, vădă. Pe școală. Ne avem pe școală. Dați-mi, doamne, pe... Am să vă dau adresa. Nu înțeles că sunteți adeptul. Nici eu nu sunt adeptul în telefon. Nu sunt adeptul în telefon. Nu telefon. Nici nu știu să manevrez ca una. Nu știu toate posibilităților lui. Tot ceea ce știu să fac. Că n-am timp să stau pe lume. Cine are timp să... Dar totuși, pe Facebook, mă uit și eu, mai caut o știre. Mă uit pe net, mă uit pe aia. Dar căutăm acum și școala Bălgă, orice școală, îi găsim pe Facebook. Nu, deci, deci ele n-au fost, nu știu, că aici își promovează mai bine, sau își prezintă mai bine în NAPA, că ghinimele de rigoare. Nu știu, așa fac ei. Dar faptele celelalte, că n-am mai făcut serbari de sfârșit de an, că n-am făcut de ziua eroilor, că n-am făcut de ziua națională, că n-am făcut de ziua Unirii, nu le putem da, spune că s-au făcut și noi le-am văzut. Nu s-au făcut. Haideți să conștientizăm și dumneavoastră spuneți că ce părinți avem și ce copii avem. S-au cam schimbat. De uitați că dumneavoastră, majoritatea au mașini, au permise, au mașini, au făcut 4 clase, 7 clase. Nu sunt ca care am alfabet neștiitor de carte în totalitate. S-au schimbat și mentalitatea, au ieșit afară, că absolut despre cu ce se mănâncă. În schimb, trebuie mai mult, mai ținută legătura mai strânsă între școală, învățător, profesor și elev. Asta trebuie făcut cu ei și primăria Coțofănești, dacă dumneavoastră vreau să impuneți neapărat o ținută. Până la urmă, facem pe dracu în patru și cumpărăm domnul, rând de cămăși, câte o cămașă vreau, câți copii aveți domnul? 300 de copii, 300 de cămăși, dar nu doar iată. Și le dăm, dacă vreau să... Dar să vedem că se poate, dar se poate face. Asta e materia primă în care veți lucra. Ce credeți că vor veni? Acum vine vreo generație de aia, super generație și ridică standard de școlă Coțofănești? Nu! Ăștia sunt, care îi avem. Și părinții, și ele. Numai că trebuie lucrat cu ei, să ducem acolo, le trebuie. Și să nu ne fie rușine cu ce scoate. Cu ce produs și ne scoate. Asta e, nu o să schimbe generația. Acum și o să vină vreo generație de excepție în care o să salte Coțofăneștiul sau România în sus. Nu, nici vorba de așa ceva. Deci cu ăștia lucrăm, dar ăștia trebuie într-adevăr, copiii ăștia trebuie lucrați. Cu tine, lucrați. Adică trebuie implicați în activități școlare, extrașcolare, educative, civice,
uitați, o acțiune. Bă, da, urmă, am văzut undeva și a ales școala și a ales primarul ei. Dintre copii. Excepțional. Sau au făcut o acțiune de, de mediu. Și au adunat hârtire după lunca Bâlciului. După Valea Bâlciului. La asta mă refer. Se conștientizăm. Asta vreau. Nu că vreau să fac acum, să ajungă prin comuna Cozovănești, o super comună. Peste noapte. Nu. Dar ușor, cu pași mici. Nu vreau să-i vedea cu clase să viață. Pas cu pas, dar... adică, trebuie, trebuie făcut. Asta e materia primă, ăștia-s profesori, ăștia-s părinții, ăștia-s copii, ăștia-s profesori, dar hai să facem ceva să iasă ceva bun. Adică, ceva mai bun ca anul ăsta. Și la anul celălalt mai bine ca anul anterior și tot așa. Că altfel, o să venim aici și o să ne văicărim, o să ne lamentăm că nu avem cu ce, că părinții nu vor, că copiii nu-și dau interes. Bun. Da, trebuie să vedem ce se poate face ca să scoatem ceva de calitate și să mergem înainte. Da, asta e vorba. Nimeni n-are... Inteligența artificială revine de acum. Da. Ei, au mai, ei au mai făcut acțiuni, de pildă. Și serverele astea, acum în ultimul timp, de când cu pandemia, s-au lăsat mai, mai la nivelul școlii. Dar anul ăsta, de pildă, mi-ați amintit, acțiunea asta de ecologizare a râului. Au fost la ecologizarea râului Trotuș. Anul ăsta. Eu i-am văzut cu sacii, cu bidoane, când veneau de acolo cu două profesoare. Nu mai știu care era. Era Elena și mai, și mai era cineva. Așa. Eu le-am văzut anul ăsta. Asta trebuie metrizat, că dă bine. Dă bine la oameni, dă bine la... Și greșeala lor este că nu reușesc să comunice pe rețele de socializare toate acțiunile care le fac, cum a zis și directorul acum. Sau trebuie să facă toate chestiile. Sau la școală sau în centru primării, uite rău, în ziua de școala generală în Coțofără, în clasele 1-4 sau 8, a participat la ecologizarea părăilor sau cursurilor de apă, după aceea până în Coțofără. Și a rezultat 200 de kilograme de deșeu. Nu aveau da, mult, da, dar cât aveau în stația acolo, ei au fost... Se întâmplă. Da, e un lucru bun, excepțional. Chiar poți să dă să știi. Da, da, și n-a știut nimeni. Nici eu nu știam dacă nu-i vedea. Păi dacă nu-i vedea. Anul ăsta. Da. Da. Și înainte s-a făcut. Să plantăm un pom, să facă domnul Plop, știi, când s-a făcut la brigadă. Da, și acum sunt acolo mălizii care se plantează în jurul brigăzii, acolo. N-am plantat în... Când a fost Angheluță. N-am plantat. Și ăștia care se plantează la școală, da. N-am plantat la școală și nu mai sunt 5% din grai plantat. Dar rupe toți. Când au fost. Vedea, știți de ce? Că acolo trebuia când plantam cine a plantat poate? Lenuța. Vezi o hârtie de sfârință de el. Lenuța de pomul ăsta, că n-ai făcut școală 8 ani de zile. Vreau să văd crește mare în 8 ani de zile și când îți-ai rămas bun de la pomișor. Nu a avut nicio. Cum știi, bebe că l-am pus? Am mai spus pomul, gata, hai treci să clasă. Cum știi, bebe că l-am pus plantezi pomul la școală la Moșani. Cum am plantat. Da, la anumită perioadă, verificai, bă, trei zile n-au mai luat niciuna. Păi vedeți. Mă spun că le-au, s-au dus și le-au rupt, că ce, dar ce-i numit din tău, pa. Și am în jurul școlii Coțofănești, dacă vă uitați, am făcut plantări. Au avut pus, e frumos, etichetă. Da, în trei zile au avut tot. Da, eu zic după mine să apelăm și la sistemul ăsta video mai, mai mult și să le folosim și noi acum avem camere, avem aici în jur de cât 52 de camere care vom planta pe raze comune, de acolo până sunt puncte mai, știu eu, mai vulnerabile ale comunei, vom pune, vom planta aceste camere și la școală vreau să aveți foarte bine supravegheată cu camere video și livada și terenul de sport și școala care ați văzut-o că au bătut-o cu mingea de o rupt-o și au căzut zidăria din ea. Adică mai multă atenție și cu camerele video, mai cu chematul la școală, hai că s-o rămână să chem copilul în cancelare, nu să-l bază la neferește, dar să-l atenționez. Dar eu zic că se poate, da? Trebuie încă mult, într-adevăr, ca să faci ceva, trebuie și mai care și mai bine. Da? Nu, înseamnă că e ceva, adică și unul și imposibil poate rezolva, zic eu. E o problemă, scurt. Da.
Adică, pe mine, că mai multe implicat, și orice activitate și orice acțiune, nu numai școlară, și administrativă, și sportivă, și orice, trebuie implicare multă, pus suflet și dăruire. Altfel și rezultatele nu o să ceteze să apară. La început mai mici, dar după aia din ce în ce mai vizibil. Sunt exemplare. Da. Deci acum mi-am să amintesc și pe pagina de Facebook a Ministerului Educației, Școala Coțofănești și cu activitățile care am făcut anul ăsta, cu psihologii care i-am adus, pentru plăcerea acestor șase. Eu nu am dat niciodată, nu știu, nu am dat în școală. Nu mă uit și eu, nu știu. Deci, am să vă trimit link-uri. Așa, link-uri sau știu eu, vreți să fiți prieteni Școlii Coțofănești, să achiesăm și noi acolo, să dăm și noi, hai să fim acolo, să putem să vă accesăm cu activitățile pe care le facem. Cineva ar trebui să ne spună și noi să ne spunem. Aveți pe cineva, o responsabil, care să facă, eu cum îl am pe domnul Miscot? Tu le spus ceea ce privește tehnica IT și tot ce înseamnă. Eu cu el discut. Eu discut cu toată lumea, cu toată lumea. Cu toată lumea spre ce? Da, cam atât. Deci, mai care cam stă la punctul ăsta de la altă. Acum, dacă aveți treabă, tot noi puteți să ne lăsați. Chiar vreau domnul Rochez. Da, am discutat să-i la sfârșitul ședinței. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Da, comisia. Comisia. Se pune la vot, care este pentru? Potriva, cine? La pentru cele două puncte. Da, da. Prima a venit domnul director, a doua, domnul Zman. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind execuția procedurilor locale pe trimestrul 2023. Așa. Referat la aprobarea la proiectul de hotărâre pentru execuția bugetului local pe trimestrul 3, adică execuția 2023. Ținând cont de referatul din compartimentul de specialitate și de prevedere în legea numărul 73/2006 privind foaia finanțele publice locale republicată, legea bugetului de stat numărul 368/2022 pe anul 2023 avem obligația să aprobăm execuția bugetului local la finele trimestrului 2023. De referatul prezentat în urma centralizărilor din contabilitate se observă că la sfârșitul trimestrului 2023 au fost realizate următoare. Venituri totale realizate. 5.028.787 lei, cheltuieli secțiune funcționare 2.896.051 lei, cheltuieli secțiune dezvoltare 789.051 lei, excedent deficit 1.334.557 lei. Acestea sunt sumele primite, încasate și cheltuite până la sfârșitul trimestrului 1-2023 și rog Consiliul Local al Comunităților să adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată. Aici, dacă vreți să citesc partea de venituri și cheltuieli, dar înseamnă să... Dar lumea s-a primit materialul, probabil că le-ați lecturat și dacă aveți cumva ceva neclarități, nelămuriri sau știu eu lucruri care... pe care vreau să le știți mai mult și doresc, despre asta este vorba. Este despre vorba de încheierea execuției bugetului pe primele două trimestre, adică la sfârșitul trimestrului 2, pe 2023. Da, regulă. Dar nu, comisia. Comisia. A desfavorabil. Să punem la vot. Care este pentru? Potriva? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, ai obiectivul de investiție alimentare cu gaze naturale a Comunei Coțofănești, sat Bâlca, Borșan, județul Bacău, necesar întocmirea actului adițional numărul 1 la contractul de finanțare numărul 554 din 13-2021, cu autoritatea la management pentru programul Comunii 2014-2020, creșterea gradului de interconectare a sistemului național de transport a gazelor naturale cu alte state vecine. Dar nu o să mai intru să fac, să citesc preambulul, ceea ce va citi domnul președinte, o să trec la proiectul de hotărâre. La articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați
După finalizare pe TH și obiectivul de investiții alimentare în gaze naturale a Comunicului Comunic S.A. Bârca Borșanu de Cibacău, în vederea întocmirii actului adițional numărul 1 la contractul de finanțare numărul 554 din 13.05.2021, semnat cu POIM 2014-2020, anexa 8, sisteme inteligente și sustenabile de transport a energiei electrice și gazele naturale. Obiectivul specific 8.2, creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a Gazelor Naturale cu alte state vecine. Apelul dezvoltării dezvoltarea rețelelor inteligente, distribuția gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență și operare prin noștri integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, proiectul va fi amplasat în satele Coțumești, Bârca și Borșani, Comuna Coțumești. Articolul 2. Se apropie indicatorul tehnico, aici important, tehnico-economic și actualizația obiectivului prevăzut la articolul 1, cum urmează. Indicatorul tehnic. Număr de raporturi la rețeaua de gaze, 978. Deci e vorba de numărul de abonați care vor fi la rețeaua de gaze. Normal trebuie să avem 1000, în diferență de 22. Număr de, aici e vorba numai de, bănuiesc că numai de vorba de gospodării, mai puțin agenții comunici. Număr de gospodării conectate la rețea, 1006, ia câte sunt, 1006. Număr de obiective sociale, culturale, conectate la rețea, 18. Aici e vorba de societățile comerciale și de instituțiile publice, bineînțeles, și celelalte instituții. SRM, un avocat montat în limita antrenorului Comunii Coțumești, în partea de nord a localității Coțumești, cu o capacitate tehnologică de 2332 metri cub pe oră, 2210 NMCH, acest SRM asigură gaze pentru Comuna Coțumești la o presiune de minim 6 bar. Pe acestea care fiind la punctul ăsta, ce să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în ceea ce privește rezolvarea acelui diferent sau nu vreau să numesc litigiu, cu amplasarea acelui CSRM pentru gazele naturale și să vă spun că ați procedat așa cum ar trebui să procedeze un om responsabil. În o situație de a realiza o investiție la pereaza unui sau dacă vreți ca instituție, ca și Consiliul Local, ați participat pentru rezolvarea unei situații care părea de mai greu de ieșit din ea. Soluția de alimentare conductă de raport aici treburi tehnice. Lungimea celor transport în 2,94 de kilometri, toate chestiile sunt tehnice. Nu cred că nu mai ține cineva în minte de ce se vin aici la ședință. Valoarea totală proiect este 23.412.273,33 lei, compusă din 19.319.996,59 total nerambursabil, adică cei pe care îi primim gratuit, și 3.670.701,36 lei total TVA, aferent cheltuielile eligibile. Perfect, și ăsta este eligibil și TVA-ul. Și partea din contribuția primăriei este 421.477,39 lei, total cheltuieli neeligibile. Cu TVA cu tot. Adică aceasta este parte de cofinanțarea primării. Articolul de Consiliul Local se obligă să asigure resursele necesare în prevederea proiectului să asigure contribuția financiară proprie. Deci adică care pomeneam de 420.000. Articolul 4 se împotrivește primarul Comunei Coțumești să semneze toate documentele necesare de depunerii și derulările proiectului, precum și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu depunerea și derularea proiectului. Articolul 5, vizează un secretar, aceste materiale, aceste vor fi urmate celor interesați, ca să nu mai citesc toate instituțiile. Da. Comisia, dacă sunt ceva de vreo. Aici vreau să mai discut o chestie. Deci aici, spre exemplu, pentru satul Tămășoaia, știți că am avut o discuție tot așa la nivel de ședință. Sper că în zona aia acolo, la, cum îi spun, unde era mapul, s-ar putea lăsa o conductă, un capăt de conductă pentru, eu știu, poate pe viitor facem demersul să atașăm și acel sat.
Aici nu-i cu lăsatul care, că e vorba de gază. Deci e vorba de gază, nu ne zicăm de ce se întâmplă. Adică vă spun despre ce e vorba. Dacă în cazul de extindere se poate atunci. Exact, se face cu ideea. Nu se lasă niciun capăt, se vor înțepa în conducta de la Buzbunești. Nu se nu ne jucăm cu capetele aici. Ce se întâmplă? Valoarea proiectului, ca să vă spun, că zic că țin la Dămăjoaia de ce a fost 1000 și nu, nu i-am zis nicio formă. Da, avem foarte multă lungime de drum pe care merge conducta și nu avem niciun abonare. Dar să comunic cu Coțofănești, acelor la Coțofănești, a fost că din Coțofănești, din Bărca, trebuie să compacte, să adunate. Ei, noi ne duceam peste deal un kilometru jumătate, 2 kilometri, în care ne avem un abonat. O cheltuială foarte mare. Să mi-e pierdești din perfumă de gaze, să trebuie ceva care să... Asta iar e o problemă tehnică și trebuie peste asta. O altă problemă care se pune în satul nostru este că ăștia te condiționează. De asta am spus eu când am zis de 978 de abonați, că am zis că n-avem 1000. Să avem 1000 de abonați, dar avem 1006. Dar aici am dat, am dat cu subția noastră pe propria răspundere că voi face 1000 de abonați. Deci ai nu-ți vine acolo să-ți tragă rețea de gaze în anul și să-mi vorbândeze 5 milioane de euro, că ta este investiția, 5 milioane de euro, și să abonezi, să legi 20 de case, sau 100 de case. Că atunci e moarte dinainte, îți faci cum e moarte. Vă dau un exemplu, nu-mi place să mă uit în portea vecinilor. Îmi place să mă uit să văd ce e bun. Dar vă știu, uitați-vă la aici, stația de praf. Care e moarte, e praf, nu funcționează. Deci, așa nu-și permit, că le pune să dai bani înapoi. Așa îmi dai bani înapoi. Iar eu la Tămășoaia nu mizez, că acolo n-am decât vreo 100 cu 30 de gospodări. Eu nu mizez mai mult de 50 de gospodări, că-s brajan. 50 de gospodări, eu nu se întinde ăștia atâta conductă până la Tămășoaia și simt că fiecare drumează. E greu, dar nu înseamnă că îi lăsăm. În momentul când Tămășeni vă spune, vrem și noi gaze, și vom avea semnături de la ei și probabil vom proceda să dea și la cont înainte de cu procedură legală, bineînțeles, de acolo. Atunci vom duce 2 km de conduct în care nu ai niciun abonat și să le primul abonat. Ama, Tămășoaia se va extinde, deja ați văzut că vin spre șosea. Satul se va extinde, probabil va ajunge și undeva pe acolo. Probabil va fi studiat. Probabil va mai fi studiat mai târziu pe aici, dacă e de ce până acolo. De regulă se feresc, ăștia se feresc de drumurile naționale. Caută drumurile adiacente. Cu soluții, să le dea drumul la... Vom face proiect de extindere de rețea. În afară de asta, toți banii care au fost pe poimul ăsta, atât era plafonul, 5 milioane, nu mai mult. Ei, 5, că de asta mai sunt nemulțumiți. Avem oameni, de exemplu, aici la Căldărarul ei nici nu apăreau ca construcții ulterior, pe ce s-au judecat și a dat afară. Dar am la Borșane, am la Petru, am la Bânca, la Petrica, pe Pârâu. Acolo nu s-au mai ajuns bani. Și atunci au zis, oprim, unii mai două, trei case și mai răzvețite și una cum e Franț la Borșane, oprim, că mai duci conductă încă 200 de metri și ea n-ai niciun abonat și costul se duce. Și de-am oprit în cei 5 milioane, n-avea voie să le făcești nici cu un leu, nici cu 0,01 bani. N-avea voie să făcești 5 milioane de euro. De asta vă spun că, dar ăștia las care avem aici neprinși, când avem vreo 20 de gospodării, da? O să-i prindă. Pe extindere cu facem regele, că e aici, conducta aici și este dincolo. Dar ăștia au la 2 km și unde n-ai garanția că se brașează în cap 90% din ei, da, putin. Deci, până la urmă, va fi... Dar mai are ce-i nu vă faceți probleme. Va fi acordat și doamna care este în cutia suta, nu? Cine pe? Nu, nu. Păi despre doamna Franță, doamna pe mama. Da? Franță. Deci rămâne... Da, a rămas, i-am promis și din promisiunea mai mare ca datoria, am promis că va fi brațată la rețeaua de gaz. Că va fi mai târziu, ca ceilalți, o lună, două, trei, e altceva, dar va fi brațată. Așa, așa, am promis la ce. Dar se proiect. Deocamdată, acum respectăm proiectul, nu se pune pe da. Comisar, vi sunt favor. Bună la Comisar Județean, Matei, punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uși și servitute gratuite asupra unei suprafațe de 1 m² din proprietate publică a Comunei în favoarea SC Delgat Crit SA. Da, e vorba de pe strada stadionului, se plantează un stâlp
proaga civil. E energie electrică pentru devierea traseului ca să se meargă spre stația de SRM. Și vorba de un metru pătrat, asta care avem sub gratuitate. E vorba de un metru pătrat pe regi. Legea 23 și... Legea de energie electrică. Exact, care face ce-ți propria. Unde au... Ai vorba de un metru pătrat, toată minunea aia, 50-50. Piciorul ăsta. Piciorul ăsta. Comisia și comisia. Să punem la hotărâre. Punctul 6. Proiectul hotărârii privind achiziționarea unei autorități speciale pentru stingerea incendiilor de către Oateco Țuvănești. Da, ăsta nu este un proiect inițiat de mine, este cineva domnul consilier Voicu Petrică. Un proiect la care nu credeți că primăria nu l-avea în vedere. Dar ce se întâmplă? Achiziționarea unei mașini de pompieri. Eu am discutat cu foarte multă lume și cu cei din jurul meu. Nu are nimeni deocamdată. Nu știu, Dofteana, am zis. Dofteana are. Trebuie să-ți crești serviciul propriu de pompieri. În primul rând că îți trebuie 3 șoferi. Pe schimb, la aia trebuie să ai, nu știi când pocnește, când pleznește focul. Trebuie să ai patru șoferi. Al doilea rând, trebuie să ai echipamentul adecvat. În afară de mașină, pentru de mașină, nu mai trebuie nici una de echipament, pompieri. Aici spune domnul consilier, spune, de ce e voluntar? Dom'le, nu știu ce nu mai facem cu voluntarul ăsta. Dacă vă punem pe dumneavoastră voluntar, că aveți voi. Vă punem pe toți voluntari și când vine focul, mergeți, vă îmbrăcați și mergeți să stingem focul. Nu mai face nimeni voluntariat în ziua. Nu mai are niciun. Sunt foarte puțin. Aia care spune voluntariatul, aia voluntari, aia care vin pe la primărie și fac scandal, aia sunt finanțați de cineva, aia nu sunt voluntari. Aia nu știu, ce aia nu spune nimeni. Aia sunt finanțați, aia e o tărbere. Eu l-am întrebat pe ultimul care a venit la Cățunul și l-am zis, nu e mai bine, n-am ce vorba. Bă, dar pe la urmă cu cine trăiești? Din ce trăiești? Că voluntariul, serviciu, nu ai că ești oincis, dar serviciu, nu ai să te finanțează. Păi văd că ai mașină, mai puțină secretară, o însoțitoare, văd că mănânci, văd că ești bine îmbrăcat, ai badira de ultimă generație. Fermă. Aia o tâmpere, o bogoriță. Ca să nu numesc altceva. De asta vă spun, în ceea ce privește ideea, adică ideea este bună, intenția este bună, eu am de asta și pus-o pe ordinea de zi, este bună. Ce se poate face doar acum, ar fi o singură chestiune, este să iei o mașină de pompieri, achiziționare, o mașină de asta mică, de capacitate mică, cu care să intervii până vine mașina mare. Adică să o folosească cei de la mine ca să la situații de urgență. Dreptul de a vă duce. Cu mașina mare a avut sascutul și au dat un bacău, și au preluat bacău, ceva de genul. Când am avut ultimele incendiuri, au venit cu ATV-uri. Atât s-a putut. Da, dar nu sunt cel de accesibile, aia e problema. Dar ideea e bună. Ideea e bună. Mașina mică n-ar fi rău, nu o manevrezi. Dar atunci o mare neapărat să faci serviciu. Să o ai acolo, până vine pompierul, să cel mai avea și cu găreata și cu... cana să arunci cu... Păi da, dar și că ai plină... Serviciul va fi de permanență, vor fi șoferi, vor fi oameni de permanență. Nu, 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 asta să o avem așa și să intervenim noi. Și dacă luăm în calcul diferența de timp, de când intervin de la noi din comună și când vin ceilalți pompieri, eu zic că nu se va face nicio afacere. Păi ce e 20-25 minute de la acest lucru. Da, de regulă maxim jumătate de oră ajung. Păi asta e maxima și la noi e 20-25 minute, cam atâturează și tu să o părere. Care e mai încărcată, dar să chemi oamenii ca să ai oameni să intervii. Au protecția muncii făcută, am niște ce facem noi? Cadrul care, nu avea bani. Și bugetul pe 2024, 2023 exclus. Da. În 2024 ne va permite să facem lucrul ăsta? Nimic, când am nimic. Dar nu la mașină mare, m-am spus și nu cu serviciu creat. Când ai... Mașina mare ți-o preia automat cei din apropiere, deci ajutul sau onestul. Și te pinzi de ei.
Nu faci aici, vrei tu, că mă duc eu să stii focul fără acordul. Dar una de la asta mai mică, cred că îți dă voie. Adică ai plecat imediat, ți-ai stins. Așa ca și cum... Dar nu poți să te duci tu la incendii mari, la... Răspuns de omor, am trebuit să urcă acolo. E bună să ai, bună, vine cineva. Primăvara asta n-a fost ca acum 2 ani, când a fost incendii. Da, vine toamna, aveți răbdare. Dar asta vine toamna, și e rusia. Nu vezi la lumina ajunge cu aia, n-ai. Nu, cu ATV-ul, a fost și cu mașinile la Lăbunici. Da. La nivel de comună, poți să fănești să scrii că Baby Vosioiu are 12 voluntari. Da. Atunci, de ce spuneți că nimeni nu mai face voluntariat? Aveți pe hârtie, nu vreau să spun, pe hârtie, da. Dumneavoastră, dumneavoastră faceți voluntariat, nu faceți asta. Dacă este nevoie, da. Da, foarte bine, am început în pe aia. Ia întrebați-l pe domnul Vici, s-a întrebați-l pe Baby Vosioiu, când a avut acum ultima dată incendiu pe raza satului Borșani, l-am sunat, domnul Vici, a plecat, n-am știut, mi-am cerut scuze că l-am deranjat din concediu, l-am sunat pe Baby, l-am anunțat, zic, băi, văzut, știți că abia acum am aflat și eu, în momentul în care sunase. S-a dus acolo, zis, dacă ai nevoie de mine, sună-mă că vin și ajut. Iar anul trecut am mers împreună la un incendiu pe deal. Tu te auzi când vorbești? Normal că mă aud. Păi atunci stai un pic. Pune-te și tu, ești așa. Acasă. Eu dacă sunt acasă, eu sunt aici în 3 minute. Deci, păi tu, deci dacă te anunță de la un incendiu, că aia are loc un incendiu undeva, da? Tu în câte minute, poți să ajungi de acasă? Poate nu ești acasă. Voluntarul nu este aici. Voluntarul e cumva la primărie. Păi și n-am venit acolo. La Borșan? Unde mă? Sunt băta atunci? Păi dacă ai zis, baby, că dacă nevoie, la ce să vin? Pentru că voluntarii nu poți să-i ții. Voluntarul ai cumva la dispoziție 24 din 24. Ce se întâmplă? El este acasă. Și ăla este un consel, dacă... Voluntarul e trecut pe de-aia, ăla are fapt. Deci se duce la muncă în studiu, se duce cu ziua. Dacă considerați că trebuie să nu este bună, dar nu este insolvabil acum și nu se poate face. Nu este bună. Noi o votăm, oricum o votăm. Nu considerați, dar voluntar înseamnă să nu fii 24, ești 24, 24. Domnul Voicu, ca să prezinte voluntar în locul respectiv, bă, stii și opărțiunea asta din ce? Bă, Sorine, și în cât timp? Bă, și bă, tu ești la Unești, în cât timp? Dar știi că v-ați considerat în cât timp? Doamne, că ești un incendiu. Tu ești voluntar, uite, sau domnul Bede, care este în casa. El este seara acasă. Până să îmbracă, până să aia, durează cam tot 20 minute cât vine. Cât vin ceilalți. Doamne, vine până pornește mașina asta, era vără. Ideea e că dacă se întâmplă în timpul zile, da, se urcă mașina, nu se urcă. Se urcă pice, dar nu la mașină, dar e mare. A, da, atunci, da. Dacă avem un accident la livrare cu podul la Cornățel și n-are de unde ocoli. Luăm un calcul și variantă. Vrească Dumnezeu. Sau vrească Dumnezeu, să ne îndrăvânește. E, dar totdeauna... Sunt și cazuri când se pot întâmpla... Totdeauna mașinile de pompieri, salvare și cele care din intervenție au prioritate. Sunt sunat. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Dar cine îți dă voie? Dar cine îți dă voie? Dar nu, nu, nu-i zbăta. Nu, intenția este bună. Da, da, da. Asta ce care s-a făcut capi că nu-i probă. N-am pus-o că știam că nu-i așa fezabil. Am gândit-o atunci când s-a întâmplat. Da, 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 nu poate fi. Am văzut că a durat foarte mult timp. O mașină mică. E, și am zis că ar fi vital pentru comuna cu Țăfănești. Acum mașinile sunt votate, nu nicio problemă. Dar nu-i vorba de votare. Noi suntem pe mâna noastră. Ai voluntar. Cam la jumătate. În cauză. Și de Românești am trecut și la altul. Dar pentru fiere au venit. Fii la mamă la țărapă. Au venit bine, măi. Au venit la mamă. Au venit mai bine. La mamă. La mine eram acolo. Ei colaborează între ei. Noi suntem la rondanța Ajudului, pentru că Ajudul e mai aproape 60 km. Până la Onești sunt 22 km. Dar dacă incendiu este de amploare, e colaborează. Noi nu facem față. Dar ce s-a întâmplat? La foarte așa a fost chestiunea. Calculai cu niște stea și într-o parte și în altă era blocat. Era în repară. Și-au venit mai greu.
așa este. Acum vă spun. Și dacă venea la 10, din, la un sfert de ori, tot nu putea face. La el ce-am văzut în 21 ori, arzi tot, eu n-am văzut. Da, a fost lent. A fost o... E un incendiu de ăla, n-am văzut. Da. Ziceai că alimentează cineva. Da, omule, da. Dacă eu acum m-am uitat și am trecut în 25 minute și mai aveam un metru de azi. Da, un metru. Un metru jumătate. Așa este. Voi zic. Da, și nu știu cum să acolo, dar nu știu. Eu zic să comisia și să-ți comisia. Bine, bine, bine. Da, da. Domnul Martan. Bine. Comisia este favorabil, dar problema se va pune când vom fi bani. Asta, am zis în 2024. Nu, când nu este bună. Dar tu vorbim. Nu, poate pune implementat. Da, nu vreți să vă dați lucrul notare. Nu, este pentru, este pentru, nu are cum să pentru, da. Important este să voți. Da. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Nu o să vă mai citesc toate proiectul de hotărâre. Citesc la articolul 1. Se aprobă rectificarea de bugetul local pe 2022, după cum urmează. La venirea partea de venituri suplimentare, în sumă de 1.500.000 lei, la capitolul 48.001, sume primite de la Uniunea Europeană, alte donatori, în contul plăților aferente cadrului financiar 2014-2020. Cheltuieli. Se suplimentează suma de 1.500.000 lei la capitolul 7007, alimentare cu gaze naturale în localități tipul 10-58, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Prin grijă a secretarului, aici este vorba de suma care se dau la s-a dat pentru alimentare cu gaze naturale. Acum, prea multe lucruri, nici eu știu să vă spun. Ceea ce pot să vă spun, în mare, investiția e 5 milioane de euro pe TV, în care cei 1.500.000 cred că e parte de proiectare. Și da, parte de proiectare. Care banii ăștia se dau prin HABA și se duce la firma de proiectare de la Metan Group, se redă de la Metan. Da. Altceva nu vreau să vă spun. Și mai avem parte de... Și ce tot la punctul ăsta vrem? Deci, în aici e pe capitol, e pe școli pe aia. Dar probabil fiecare v-a citit, dați un vot la punctul 7 și la punctul 8, separat. La punctul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține, dar nu nimic. La punctul 8, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 9, la probleme de viață. Da. Da, eu mi-am lăsat aminte de ceva pe unul de în ceea ce privește problema Dunăilor, care știți că e destul de acută, de actual. Noi, ca și primărie, am încercat să găsim o modalitate să venim în ajutorul cetățenilor generator de deșeuri, menajere de altă. Și am încercat să facem acel punct acolo pentru molos, pentru gumare de astea, gumă de braș, gumă de braș chiar. Așa. Ei, acolo lumea n-a înțeles ca unul, așa a început să lucă și de altă latură gumare. Hai și de ce aș? Gunoaie de braș? Gunoaie, nu de gunoaie. Am văzut de ăsta, din bară, de mașină. Ca o ciucă. Ca o ciucă, încălțeminte. Și au început să mai dea și foc. Noi, când am văzut că ar trebui, am început să limităm roapa aia. Am zis că dacă ducem mai amoros, râpa aia era în erozion. Erodam greu. Deci ploua, curgea, ne poartă joapă. Acolo când plouă, curgea. Știți foarte bine zona. Și
tot am încercat și am pusese situația. Cred că am încercat să micșorăm zona raza. Am mai luat și foc, am mai luat și plastic, am mai luat și... Am făcut și selectivele la foc. Și am făcut și selectivele. Noi acolo mergeam cu ăștia la 46 și nu ne-ai selectat. S-a încetit, băi, duceau ăștia, nu vedeau foc. Mai nou, găseau un bucat de fier în bară și dădea foc ca să ia fier. Sau sârba. Dar ce nu era în regulă? Sau sârba. S-a făcut o sesizare, semnată de trei cetățeni, nu le pun pică, doamne, păcatele mele, n-am nicio problemă. La mână, chestiunea mea, cu care ne vom confrunta ca și comunitate. Nu vom mai pune nici molul, nu mai pune nici cei care se vor descurca cum va putea. Păi, dar s-au descurcat, l-au pus la poada. Am primit amendă. Acum, cel puțin acolo era în cadrul organizat și nu mai selectat, nu mai bine pentru ce vorba. Acum o să găsim cu noi cu toată lumea. Pentru că nu mai am să mai pui. Ca să faci un punct de ăsta de adunat, numai molozul, molozul, nu ați bocinem, nu țiglă. Ce puțin în ăsta, bocinemul dure. Da. E produs radioactiv. Radioactiv. Așa. Cel puțin acolo controlat. Acum nu vă mai controlați zona, pentru că o pune care unii vor, vor putea. Ca să autorizezi o zonă de asta, trebuie să fie autorizată de Garda de Mediu. Deci, de ce? De organele de fericire. Deci durează. Și trebuie să găsești și locul. Bun. În afară de asta, nu ai garanția că ăla care vine îți spune exact cum am făcut. Exact cum am avut noi garanția aceea. Noi am făcut-o cu bună știință și cu bună credință. Cu oameni vor fi de bună credință. Și când vor depozita numai morozul și ce mai rezultă acolo? Pietrișa mai multă. Nu s-a putut, am primit și amendă, că așa a fost treaba. S-a insistat să primim amendă. A venit în prima fază, cei la Garda de Mediu. Au făcut controlul. S-au trasat niște sarciuni. Nu ne-am apucat să ne dați punem să le executăm și a fost mulțumit și a dat telefon seara să vine aia Garda de Mediu, că e o mare durere, parcă era mai rău ca ăștia care uneau explodat cisternele astea cu CPL-ul. Să vină aia și a venit a doua zi, a mai făcut controlul în continuare și a obligat să închidem acel punct, nu numesc groapă, acel punct de punerea. Deci, sfatul nostru este următorul, fiecare să-și gestioneze gunoaiele, aveți cadrul legal, aveți cunoștințe, să vă selectați gunoaiele. Iar în cazul în care, chiar aveți moloz, moloz, aveți de moloz, deci moloz, de la construcție, dar moloz, nu bârne, nu cuie, nu asta, vă adresați primării comunei Cociucă. Deci noi vom găsi o soluție de moment. Și vom merge noi, în prezența noastră, ce de moment, și în cazul extrem. Dar nu altfel, la fel nu mai fixăm niciun punct, până nu ne vom... nu vom sta de vorbă cu cei dacă ar merge, nu suntem care sunt condițiile. Dar v-am spus, n-ai nicio garanție că omul ăla pe mult fixez locul, chiar avizat să fie de Garda de Mediu și de Garda de Mediu. N-ai nicio garanție că ăla nu ți-a duce și altceva. Că nu poți pui cameră până la 2 km de la raportul Cărfăniciului, că e un bolovan și îți dă rea, chiar dacă nu știu ce o cameră. E un bolovan și îți dă rea. Deci, acolo e vorba de conștiință cetățeană. Și totdeauna, acum au început să duc la podul rău, țoiului și de asta, chestia asta. Noi nu am dat voie, noi nu mai avem, noi singur loc, nici nu era autorizat, era numai ființa noastră. Era acel loc, la curva, acolo, în acea dreptă. Acum nu avem niciun loc în care nu răspunde niciunul, nimic, fără. Amendă nu avem de ce să mai luăm, pentru că nu e fixat de noi nou. În cel mai rău caz să ne bage la, știu, nu la neglijență, la neatenție, ca să zic așa, că n-a văzut că a pus Gheorghe Bunoiu pe Drumeanu, care chiar că e la pădure. Deci, deocamdată despre asta e vorba, ceea ce pot să transmit la cetățeni, cei chiar, care au chiar, într-adevăr, moloz. Și ne trebuie nou. La un putut, eu nu știu ce. Deci nu s-o punem undeva pe lucrul ăsta. Sunt nicio problemă. O să-i rezolvăm. Sunt probleme punctuale. Că dacă îți ducea bani moroz acolo, putea să ducă 50 de ani și nu acoperea după aia. Dar acolo s-au luat în felul de alte ăle. Niciodată nu pot pică celor care au reclamat. Doar atât dacă a fost prea înverșunați, că dacă totul s-a dat amendă, s-a rezolvat, de ce nu? Era amendă. Și cumva și dosar pe la primă.
Păi acum am unde... Da. Persoanele respective, dacă le găsim, ce să le facem? Dar nu știu. Păi și atunci... Au început și... Zic, eu cred că mi se ieșesc comune, dacă... Cu raiul sau... Da, da, dar când îi găsesc pătinii, spun ia după alea și plătești tu ce-am plătit eu. Nicolae, nu am spus de ce fel este. Uite, problema.